Domnule președinte, l-ați convins pe Emil Vău să candideze la șefia PDL? Nu, dar asta știam de la început. Eu am spus numele ăsta așa ca să scap de întrebare. Dar l-ați convins pentru președinție în 2014? E, asta e altceva. La revedere. La Budapesta, 50 de steaguri ale Sfântului Secuiesc au fost date unor primari din acele localități pentru a le arbora în localitățile respective. Se întâmplă în Ungaria. Cum comentați acest subiect? Deci, sincer să fiu, nu l-aș comenta, pentru că în Ungaria face fiecare ce vrea. Important e ca un steag ilegal să nu se afle pe instituția statului român. Unde avem în lege ce steaguri trebuie să fie pe instituții? O seară bună, la revedere! Ce nepot v-ați dori, băiat sau fetiță? Hai mă, n-aș vrea să vorbesc, lasă să facă 3 luni! Nu știu, întrebați-l pe premier. Domnule Boc, o reacție de-a dumneavoastră, ați tot votat numit astăzi. Ce reacție aveți la aceste trimitere președintelui la dumneavoastră? Ce am spus rămâne valabil. Nu candidez la funcția de președinte al Partidului Democratic. Dar în 2014 la președinție candidați? Președinția țării. La președinția de bloc, de la mine, de la asociație. Mulțumim foarte mult, la revedere.